o încercare să facem această premieră. Este o lucrare care solicită teatrul nostru. Deci este o încercare pentru toți. Și pentru artiști, și pentru conducere, ca să punem pe scenă această operă care a fost ultima dată acum 50 de ani prezentată pe scena operei maghiare. Se știe că, fiind pe ultima lucrare al lui Verdi, el, practic, cu 16 ani înainte, a spus gata, nu mai spun nimic, mă pensionez, dar Arrigo Boito, care este și compozitor și în momentul respectiv a fost și librettist, a reușit să convingă pe Verdi să facă această operă împreună cu Ricordi, cu editorul Ricordi. Verdi cred că a spus absolut tot ceea ce se putea spune în limba tragediei, să spun așa. Deci, practic, asta este ultima tragedie a lui. Și ceea ce este important, găsim foarte multe lucruri în secolul 20 inspirate din această operă. Dacă ne gândim la Puccini, la ce să vă spun? În primul rând că Puccini deja nu mai folosea overturi. Cum a construit quartetul din La Bohème este la fel cum a făcut Verdi înainte. Sau găsim momente care seamănă foarte mult cu Tosca, cu Butterfly. Deci, Puccini, practic, a profitat foarte mult din ceea ce a compus Verdi. A profitat în mod pozitiv. Deci, e foarte bine ceea ce a făcut. În acea vreme, deja Wagner era mort, deci suntem după operele lui Wagner și le-au și spus pe Verdi că este un fel de... Deci încearcă să imite puțin pe Verdi în sensul că opera aceasta nu este pe Wagner, nu este compus din arii și recitative cum era la începutul carierei lui Verdi. Deci este totul compus, nu sunt părți separate, adică sunt foarte bine combinate aceste părți. Eu aștept întrebări.